Ne aflăm în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Râzdecen, Catedrala orașului Râzdecen, și eu mă numesc Adrian Lucian Scârlătescu, sunt preot doi la această catedrală. Aș vrea să amintim astăzi despre doi eroi, două personalități din acest oraș. Pe de o parte, părintele Nicolae Furnică, preot la Biserica Sfânta Treime între 1907-1916, și Nicolae Tomescu Baciu, tot din Râzdeceni, scriitor, romancier, poet, publicist. O viață întreagă acest Nicolae Tomescu Baciu a tipărit o revistă, Bărăganul, la București, despre Ialomița și mai multe romane. Își încununează opera cu o monografie a orașului Râzdeceni, se numește Râzdecenii cu 24 de ilustrațiuni, în care îl amintește pe Nicolae V. Furnică ca și preot căzut pe front, preot al orașului Râzdeceni. Acest preot s-a născut la 1883, a fost un om care a studiat, spre deosebire de preoții din vremea aceea, din parohiile rurale. El este singurul la vremea aceea, la 1907, când a intrat în preoție, singurul care avea și licența în teologie, adică facultatea de teologie. A avut 4 copii, s-a distins printr-o activitate pastorală și culturală deosebită, prin aceea că a fost casier a 2 societăți culturale care funcționau aici la noi în oraș, și de asemenea prin faptul că a slujit la ambele biserici din oraș de atunci, și Biserica Sfânta Treime și Biserica Volna, și nu în ultimul rând cu supliniri periodice la 2 biserici aflate la aproximativ 5 km de noi, în 2 direcții diferite, parohia Bărbulești și parohia Cotorca. El este prezent în ziarele timpului, la activități culturale, la sfințiri de școli, până în momentul în care este încorporat în această instituție nou formată atunci, în 1915-1916, care se numește Instituția Preotului Militar. Merge în război fără nicio reticență ca să-și apere țara și cade, spuneam, la Turtucaia, cu gradul de locotenent. A murit apărându-și țara, suit într-un copac, trăgând cu mitraliera ca să-i apere pe ceilalți camarazi ai săi care încercau să se apropie de Dunăre ca să treacă dincolo, să se salveze. Ulterior, cinstirea părintelui Furnică se arată prin aceea că la 9 septembrie 1923 a fost sfințită o placă comemorativă în cinsta lui, placă așezată în biserica de atunci a Sfânta Treime și în biserica de astăzi Sfânta Treime. Tot în ziua aceea s-a sfințit locul pe care avea să se ridice un monument închinat eroilor din războiul întâi mondial, monument pe care se află numele lui. Mai târziu, în 1930, găsim că strada din fața Bisericii Sfânta Treime, care se numea atunci strada Sfânta Treime, i s-a schimbat numele în strada Părintele Nicolae Furnică. La început a fost o simplă curiozitate, pentru că mi-a ajutat Dumnezeu să slujesc 2 ani, în perioada 2000-2002, chiar în biserica în care a slujit Părintele Nicolae Furnică. Chiar dacă am slujit doar 2 ani de zile, am fost impresionat de acea placă comemorativă. Am fost curios să aflu mai multe despre viața acestui părinte. Și, într-adevăr, pot spune că sunt impresionat și este un model pentru noi faptul că în vremea aceea a reușit să termine o facultate, nu era așa de ușor ca în ziua de astăzi, deci dorința dânsului de a se perfecționa, faptul că nu s-a dat la o parte de a merge în război, nu a folosit niciun tertip de a se da înapoi, faptul că, deși avea 4 copii acasă, el a ales, probabil știind care va fi sfârșitul, că și mitraliera aceea se termina gloanță la un moment dat, numai ca să poată să-și salveze camarazii. Faptul că noi astăzi îl pomenim prin ziare și la parastas, la protoierie și de asemenea la zile de pomenire a morților și a eroilor, am o liniște sufletească că s-a făcut dreptate și am intrat într-o linie dreaptă în care trebuie să amintim și să îi respectăm pe cei care au fost înaintea noastră pentru ceea ce au făcut ei pentru noi. Noi suntem astăzi ceea ce suntem și datorită lor.
Dumitru Seceleanu este un fiu al Bărăganului. Aș spune că e un fiu adoptat, pentru că, de fapt, este un transilvanean, originar din satul Săcele. Sunt acești români nemaipomeniți, care cu turmele de oi au străbătut spații românești și au fost deosebit de activi, deosebit de dinamici. El ajunge, după ce stă o vreme la tatălui la Buzău, ajunge în Bărăgan și aici își dă măsura genialității lui de țăran inspirat. Își dă seama cât este de ofertant acest Bărăgan dacă știi să te apropii de el. Și atunci, la Mărculești, faci o fermă care este absolut un model. Își dă seama că Bărăganul are un potențial hidrologic extraordinar care trebuie exploatat. Cum? Pleacă în străinătate, merge în foarte multe țări și se oprește în Egipt. Și vede cum făceau irigații egiptenii, încă din vremea faraonilor până în zilele noastre. Și face la fel, doar că această apă ridicată la suprafață era prea rece și risca să compromită culturile. Și atunci face niște bazine uriașe, dar aceste bazine îi permit să monteze și niște instalații ca să producă electricitate. Înțelege să exploateze pământul, nu face numai agricultură propriu-zisă, ci și zootehnie. Și trebuie să caute acele rase de animale care să reziste. Sigur, toată lumea e tentată să aducă vaci din țări cu tradiție, din Anglia, din Elveția, dar el își dă seama că acestea nu rezistă. E vorba de o boală care le distruge, e vorba de TBC. Și atunci face o încrucișare din ele și creează un soi pentru Bărăgan extraordinar de rezistent. La fel s-a întâmplat cu porcii. A adus din diverse locuri și porcul care s-a aprins cel mai bine a fost cel de Mangalița. A adus, și când mă spun adus, efectiv el a cutreierat aceste zone, a adus oi din marile crescătorii rusești din Basarabia. Nici acelea n-au rezistat, s-au oprit la oaia țigaie a noastră. La fel s-a oprit la caii din stepă. I-a aclimatizat în Bărăgan și gospodăria lui era extraordinară. Și-a dat seama că la Amara există un noroi, un nămol tămăduitor. A făcut primele amenajări acolo și pentru un leu puteai să stai toată ziua la soare prăjindu-te cu acest nămol și să te vindeci. A mers totdeauna pe ideea că nu se poate face în Bărăgan o gospodărie mică de câteva zeci de hectare. Acolo trebuie să lucrezi cu mii de hectare și așa a făcut și el. I-a reușit așa de bine că foarte curând a ajuns în fruntea sindicatului agricultorilor, marilor agricultori din Bărăgan. Orientarea lui era conservatoare și a ajuns în conflict cu liberalii. Așa se face că liberalii l-au terminat. Adică i-au înscenat niște lucruri, niște treceri frauduloase a unor turme de oi ale sale. A plătit niște amenzi uriașe și încet, încet lucrurile n-au mai funcționat. Sigur că aceste nefericiri personale, conjugate cu cele politice din spațiul românesc, au făcut ca această gospodărie, care ar fi trebuit să fie model de la Mărculești, a decăzut. Aș mai vrea să spun însă un singur lucru. În această neliniște a lui, în această dorință de a face mereu ceva, a mai făcut un lucru care merită să fie evocat acum, la centenarul Marii Uniri.
a luat cu sine și s-a ocupat de ei și le-a creat toate condițiile de viață unui număr de 100 de orfani de război. Și a fost un gest pe care l-au urmat și alții, fără îndoială, dar el rămâne absolut reprezentativ pentru acest om creator. Eu nu ezit să-l numesc un prinț al Mărăganului pentru tot ce a făcut. Aurelian Pană s-a născut în 1880 la Marsilieni Ialomița, provenind dintr-o familie de mocani ardeleni din Săcere, Brașov. Este o personalitate marcantă a epocii contemporane, fiind o persoană iubitoare de oameni și de pământ. Conjunctura economică și politică i-a oferit condiții de dezvoltare și a încurajat demersurile sale. A avut 3 licențe în botanică, zoologie și geologie la Universitatea Sorbona din Paris și a continuat studiile în Statele Unite ale Americii, de unde a venit cu idei pe care le-a pus în practică la moșia sa de la Frățilești, Ialomița. După vizita în Statele Unite, Aurelian Pană a adus în țară 2 lăzi cu ștulez de porumb, pe care le-a cultivat cu succes în Bărăgan și în Baltaia Lomiței. De asemenea, a adus soiuri de grâu cu o productivitate ridicată, a aclimatizat cultura de soia și a introdus agricultura mecanizată în țara noastră. De-a lungul carierei sale, a deținut mai multe funcții prolifice, printre care președinte al Institutului Național de Export, subsecretar de stat în Ministerul Agriculturii și ministru al agriculturii în guvernarea mareșalului Ion Antonescu. În calitate de ostaș, a participat la cel de-al doilea război balcanic din anul 1913 din Bulgaria, cu gradul de sublocotenent, iar apoi în războiul de reîntregire națională a fost capitan în regimentul 3 artilerie de la Mărășești. După instaurarea regimului totalitar comunist, Aurelian Pană a fost judecat de către un tribunal al poporului și a fost condamnat la 10 ani de temniță, trecând prin închisorile de la Jilava, Cernavodă, Pitești, unde a trecut prin experimentul reeducării, iar apoi la Gherla, unde a și murit. Motivul condamnării sale a fost introducerea unei plante considerate nefolositoare țării noastre, și anume soia. Ironia sorții face ca această plantă să fie des consumată în perioada regimului comunist. În 1951, Aurelian Pană este ucis într-o celulă de reeducați. Un jandarm i-a scos dinții de aur din gură cu cleștere și, deoarece bătrânul Pană era un om destul de înalt, iar coșciugul prea mic, i s-au tăiat picioarele. Fiul său, inginerul Cornel Pană, arată că sărmanul om a murit ca un martir, fără a-i se îndeplini ultima dorință, aceea de a fi incinerat, iar cenușa să-i fie aruncată pe câmpia Bărăganului. Aurelian Pană, un pionier al agriculturii românești, încarcerat pentru schimbările sale, a lăsat moștenire poporului român, un teren aparținând episcopiei Sloboziei și Călărașilor și un conac lăsat astăzi în paragină. Aurelian Popescu trăiește între 1908 și 1967, iar măsura capacității lui, a forței lui creatoare, o dă în perioada interbelică. Este ceea ce se poate numi un self-made man. Provine dintr-o familie foarte, foarte modestă, dar are oportunitatea de se școli la Londra, la școala de economie de acolo, are rezultate foarte bune, așa de bune, încât ajunge să plece în Statele Unite, devine acolo profesor și ar fi putut avea un parcurs de viață la fel de atrăgător cum l-au avut mulți români în lumea nouă. A preferat însă să se întoarcă în țară și în perioada interbelică, an la rând, a reușit să îmbunătățească relațiile economice ale noastre, în primul rând cu Franța,
înzecind schimburile comerciale. Și apoi intervine un element absolut personal. O cunoaște pe pictorița Lelia Urdăreanu și se căsătorește cu ea. Asta înseamnă că devine stăpânul unui loc binecuvântat din Bărăgan, Perieții. Perieții era o moșie ca atâtea altele, care fusese exploatată de primul soț al Leliei Urdăreanu, doctorul Stoianovici, și care ar fi putut să rămână la fel, cu gospodărie mai mult sau mai puțin prosperă, cu subconducerea acestui excelent gospodar. Foarte repede însă Aurelian Popescu și-a dat seama că rentabilitatea acestui spațiu stă în unicitatea lui, în ideea de a-l face fermă model de semințe. Aurelian Popescu, cu știința pe care o avea, cu o putere de muncă ieșită din comun, a înțeles potențialul acestui spațiu al fermei de la Perieți și a trecut la treabă. Și așa se face că foarte repede ajunge să producă semințe cu o puritate de 96%. Pentru că, vedeți, în materie de semințe, lucrul esențial este curățenia lor, nu cumva să se corcească. Sigur că pentru asta trebuie, în primul rând, foarte multă disciplină. Și într-o scrisoare către un prieten din străinătate spunea că lucrează la fermă cu un inginer, cu 4 tehnicieni, membrii ai familiei, unul din membrii este fiica soției lui, distinsă inginer agronom mai apoi, și cu sute de golani. Ce însemnau aceștia? Erau țărani din preajmă, nedisciplinați, care nu înțelegeau importanța acestei munci de farmacist, acestei munci de imensă migală de a păstra semințele curate, necontaminate. El a continuat senin să corespondeze cu omologii lui din Statele Unite, care i-au trimis, între altele, semințe de soia. Ăsta a fost un motiv să-l incrimineze politic, pe de o parte pentru o corespondență cu bestiile capitaliste, pe de alta pentru aducerea unor semințe de care noi nu aveam nevoie. Și atunci a început o luptă pierdută în cele din urmă, ferma i-a tot fost redusă, el însuși a fost arestat pentru legături cu americanii, a făcut canal, a ieșit, a reușit pe o suprafață redusă să continue să lucreze și în cele din urmă toată proprietatea i-a fost naționalizată, iar soția lui a plătit până în 1980 niște închipuite datorii către Banca Națională. De ce? Pentru că, sigur, ca orice om activ, ca orice om cu relații în străinătate, avusese valută, avusese unele lucruri de valoare, toate astea i-au fost confiscate, i-au fost imputate și omul a terminat jalnic. Dacă soarta lui poate să ne emoționeze și astăzi, deopotrivă, proprietatea lui, ferma aceasta extraordinară, un adevărat model pentru sud-estul Europei, deopotrivă trebuie să ne îndurereze și nu știu ce forțe ar putea să o pună din nou pe picioare, să fie la fel de dinamică, la fel de activă, cum a fost în vremea lui Aurelian Popescu. Apostol Decolea s-a născut în satul Sudiți, din județul Ialomița, și așa cum spunea în memoriile sale, citez, sunt născut la poalele Bărăganului și am copilărit în Bărăganul lui Odobescu. Și-a făcut studiile în școala din satul natal, urmându-și parcursul profesional la Galați,
Ajungând institutor și om de cultură, și-a dedicat viața promovării învățământului rural și a păstrării tradițiilor românești. Continuând misiunea lui Spiru Haret, apostol de Culea a înființat centrele culturale prin promovarea așa numitelor șezători culturale, încercând să ridice nivelul de cultură în lumea satului. A încercat să modernizeze nivelul învățământului sătesc, promovând și redactând primul abecedar, militând pentru îmbunătățirea manualelor școlare și introducerea literaturii pentru copii în bibliotecile școlare. Apostol Culea a făcut parte din prima delegație de intelectuali români în Basarabia, alături de Mihail Sadoveanu, Onisif Orghibu și Ștefan Ciobanu, pentru modernizarea învățământului românesc. La recomandarea lui Nicolae Iorga, participă la înființarea Fundației Culturale Principele Carol, ajungând director al acesteia, înființează școlile superioare țărănești. Pentru dezvoltarea învățământului rural, preconiza trei etape de învățământ: învățământul supraprimar, care își propunea orientarea elevilor în viața social-economică a satului, învățământul complementar, care avea un caracter practic, și școlile superioare țărănești, dotate cu internat și cantină, care erau organizate pe sezoane și regiuni. Apostol de Culea a participat în calitate de caporal în regimentul 73 Infanterie Rezervă la campania din anul 1913 din Bulgaria, în anul următor obținând medalia Avântul Țării. Însuși școala noastră poartă numele lui Apostol de Culea, ceea ce mă face mândru că reprezint această comunitate pentru modul în care acest om a tratat învățământul românesc.